anii-mi cântă romanța. Pentru mine asta era important, cinematograful la Hova. Cinematograful știu sigur că era într-o clădire mare, în zona asta, pe calea Rahovei în pantă, era ultimul lucru interesant venind de la școală spre casă și era absolut fascinant că fiecare săptămână schimbau pozele. Dar nu aveți voi acolo pentru... Cum o să am voi? Doamne ferește, aia nu era pentru copii, era numai pentru oameni mari pe vremea mea. Tatăl era de serviciu la Stan și Bram și... Da, stai că atunci a apărut și Alba Cazăpada. Erau case vechi prăpădite, tot era cu prăvălie la parter, dar unele deja începuseră să decadă, pentru că mi le aduc aminte cu storul tras, aia, pe tablă ondulată, așa, erau trase. Mai sunt. Așa, și la intersecție sunt case. Și la intersecție sunt și, nu, erau lucruri neînsemnate, dar câteva mi-atrăgeau atenția. Era una, eu îi zic anticar acum, de aia la brocant, știi, vechituri. Vitrina de la vechituri, avea un strat gros de praf. Era fascinantă, că mai vedeam înăuntru tot felul de chestii care mă prindeau imaginația. Plăcintărie. Aia făcea obiectul tuturor ispitelor și poftelor, dar bineînțeles că era strict interzis pentru că erau microbi. Și acolo aveau, de atunci date puchinoase, unde... Nu știu dacă aveau vreodată clienți unde se vindeau pantofi, haine, păreau haine vechi, dar nu știu dacă erau haine vechi sau... Era o zonă muribundă, dar era, trăia prin acest cinematograf, pentru mine cel puțin, prin dughenile alea, drumul era o idee mai lung spre casă, când o luam pe aici. Drumul cel mai scurt era... Regina Maria fusese deja deschis, nu? Regina Maria era bătrân bulevard. Deci era tramvai sau el pleca pe Uranus? Nu, aici n-a fost tramvai niciodată. Deci el pleca pe Uranus. Era pe Uranus și cobora pe Uranus și ajungea undeva la podul HD sau la podul celălalt. O singură zonă cu mirosuri plăcute, zona aia a plăcintăriei. Și pe urmă vitrine, dar niște vitrine sordide, dar și atunci simțeam că sunt sordide. Pentru că totuși mama mă ducea pe Calea Victoriei când se ducea la cumpărături. Și făceam diferența, dar mă fascinau, nu știu de ce. Și Calea Rahovei o simțeam, ți-am spus, prospețime gradul 2, dar aici să fi fost, nu știu, dar era pe Calea Rahovei. Și dacă a mai rămas ceva... Cinematograful, da, era pe Calea Rahovei. Și acum nu știu dacă mai găsim ceva, pentru că era nu numai liceu, dar și școala primară despre care s-ar putea tu să fii auzit. Se chema Institutul Pompilian. E vorba de voltaj, nu știu, 1600. Și mai niște case interesante care au tăbliță, că sunt abonați la secțiune de salubritate. Da, da. Și la asigurări. Aveau și de alea de asigurări. Erau obligatorii de pus pe fațadă. Da. Și mai sunt, încă se mai păstrează. Strada Gladiolelor. Și uite, mai erau și case mai înapoi, mai înainte. Bă, o aliniere, chestii. Da. Și unele erau cu storurile trase, foste vitrine. Și aia mă dezamăgeau totdeauna. Și îți dai seama că nu se schimbau cum s-ar schimba acum. Să intervină exponate noi. Și asta e foarte și micuță totuși, și termopan. Mă... Ăla e termopan? Da, e recent pus. Dar uite intrare. Dar eu îmi caut școala, îmi caut liceul. Uite și vezi tu, Ovidiu, casele, uite-te la casa aia de justiție. Vezi că e acoperită de verdeață. Dar casa aia tipică. Mi-au și școlile, în fapt. Chiar o casă modestă? Păi modestă, casă mic burgheză de București. O sală, cum ziceau ei, în chip de vestibul și... câte două camere de o parte și de alta. Nu era vagonul clasic. Nu asta, era mai modern distribuită. Ei, uite, aia mi se părea mie că e marchiza adevărată. Partea cu geam, partea închisă cu geam. Intrarea asta era foarte frumoasă. Și liceul meu era cam în dreptul acelei clădiri care așa cum aseamănă mai mult sau mai puțin al liceu, dar nu era așa. Nu că aș regreta și aș plânge cu lacrima mare
demolarea liceului. Dar erau două licee jumele, cumva, liceul de fete și liceul Mihai Eminescu de băieți. Dacă nu mă înșel, s-ar putea o bucățică de liceu să fie aia de acolo, nu din liceu, nu din liceu de băieți, bucata aia mai ieșită. Dar acum stă între dincolo de aceste blocuri. Aceste blocuri, dacă merge în linie dreaptă, dăm în străduța care trece prin față pe la Domnița Bălașa. A, deci prin Găurică, dacă trecem, ieșim la Domnița Bălașa și strada Antin, din care n-a mai rămas nimic, probabil. Ba, pe partea dreaptă, pe stânga n-au demolat, pe dreapta, cum mergem spre ea, sunt blocurile astea de pe Unirii, da? Asta. Pe stânga se poate merge, da. Și în capătul Antin și piațeta cu casele vechi. Sigur, asta au păstrat din tot... Iau două licee lipite. Se și vede că lipite, are o logică, da. pe străzile, da, astea. Da. Iau două licee lipite. Liceul de băieți, liceul de fete. De ce au fi fost puse alături? Nu știu, că pe atunci era așa, știi, dirigintele umblau cu binocul să nu cumva să te vadă. Să interacționeze. Vai, Doamne, sperește, dacă te saluta, dacă, știi. Și-am ucit primul meu paradis.